Bun găsit! Ce resurse și tipuri de suport oferă organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, antreprenorilor pentru a-și atinge obiectivele, cum pot aplica la un program și care sunt criteriile de eligibilitate? Discutăm astăzi la Factor Decizional cu directorul ODA, Vadim Codreanu. Bună ziua și bine ați venit în studioul TV Nord! Bună ziua, domnule Rusu! Mulțumesc de invitație și bună ziua și telespectatorilor dumneavoastră! Pentru început, care sunt domeniile de activitate ale instituției și cum sunt progresele? Mulțumesc în primul rând de invitație. Instituția publică, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, este o instituție în subordinea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și noi suntem implementatorii politicilor elaborate de către acest minister și suntem acei care executăm în practică intervențiile pe care le desenează colegii sau designul care este făcut de către minister. Noi actualmente gestionăm o serie de intervenții, printre care sunt programele de granturi sau programele de suport financiar nerambursabil din partea guvernului și a partenerilor de dezvoltare. Avem 9 la număr actualmente și unul de dezvoltare. Gestionăm programul național 373 de compensare a ratei dobânzii pentru creditele accesate de către întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova. Gestionăm fondul de garantare a creditelor, care are menirea să faciliteze accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii și o serie de alte întreprinderi, o serie de alte inițiative, cum sunt programul Prima Casă sau altele mai mici. Acum, la 2 ani de la fondarea instituției, care sunt rezultatele? De la fondarea instituției a fost, de fapt, o transformare a instituției ODIM în ODA. Rezultatele sunt semnificative. Dacă la începutul anului, la începutul perioadei, gestionam 3 proiecte, acum avem 9 programe de granturi, plus programul 373, plus programul Prima Casă și fondul de garantare a creditelor care a evoluat din ODIM. Rezultatele sunt semnificative, rezultatele vorbesc de la sine, cifrele spun că actualmente, anul trecut au fost acordate 593 de granturi, în anul precedent la fel, a fost o creștere comparativ cu anii precedenți. Rezultatele sunt vizibile. Anul acesta avem un fond de granturi de 250 de milioane de lei, acordat atât de guvern cât și de parteneri de dezvoltare, plus compensările pe care este un instrument nou elaborat anul trecut, în 2023, la astăzi putem spune că am depășit cifra de 2 miliarde de lei investiții în economia națională suportate sau ajutate de către acest program și aproape 2 miliarde de lei de soldul creditelor care sunt garantate prin fondul de garantare a investițiilor sau a creditelor. Ce resurse și tipuri de suport oferă ODA? Vă spuneam, suntem gestionare a programelor de grant oferite de către guvern și parteneri. Avem 9 programe care targetează diferite tipuri de intervenții pe piață. Targetăm atât grupuri sociale, cum sunt tinerii sau femeile, cât și inițiative cross-sectoriale, cum sunt digitalizarea întreprinderilor, transformarea sau ecologizarea lor, transformarea proceselor întreprinderilor existente în procese mai prietenoase mediului. Avem un program care targetează inovațiile și dezvoltările tehnologice care trebuie să se transforme în produse, să fie comercializate către IMM-uri. Încercăm să ajutăm companiile mici și medii care au intenția să se transforme tehnologic sau să retehnologizeze procesele lor prin programul de retehnologizare și eficiență energetică. De asemenea, o paletă largă de intervenții este, sau majoritatea investițiilor făcute de întreprinderi mici și mijlocii sunt susținute prin programul 373 și toate sunt eligibile prin fondul de garantare a creditelor. Deci, paleta este foarte diversă și aceste intervenții pot fi combinate. Adică dacă noi vrem să accesăm o finanțare prin programul 373 compensată, rata dobânzii care este compensată prin acest program, putem să combinăm cu fondul de garantare a creditelor atunci când beneficiarul nu dispune de resurse financiare și se finanțează pentru aceste resurse de la bancă și nu dispune de necesarul de gaj pentru a
putea finanța proiectul investițional. Puteți să ne dați careva date referitor la numărul antreprenorilor din nordul țării sprijiniți prin diferite programe ODA? În nordul țării regiunea din nordul țării acoperă cam 33% o treime din teritoriul Republicii și dacă vorbim de numărul de întreprinderi mici și mijlocii care sunt activi în teritoriul Republicii, 13% sunt în regiunea din nord. 13%, prima este desigur că municipiul Chișinău, apoi regiunea centru și regiunea nord acoperă sau are o pondere de 13% din numărul total de întreprinderi. Și dacă judecăm după numărul de dosare aplicate versus numărul de întreprinderi înregistrate, regiunea nord este fruntaș aici. Vorbim aici despre aplicația la toate programele pe care le gestionăm noi. Numărul exact acum nu pot să vă-l dau, dar pot să vă spun că proporțional, nordul este fruntaș la acest aspect. Puteți să ne explicați mai detailat despre programul guvernamental 373? Sigur. Este un program menit să compenseze diferența de rată a dobânzii de peste ceea ce este peste 7% în valută națională sau în moneda națională și peste 3% în valută străină. Cea mai mare problemă a antreprenorilor este lipsa de predictibilitate și costurile super mari atunci când vor să-și investească să-și finanțeze investițiile și lipsa asta de predictibilitate îi face mai reticenți pe antreprenori să investească. Programul are menirea, noi avem un parteneriat cu fiecare din instituțiile financiare active pe piața asta și pe piața din Republica Moldova și compensăm diferența de rată a dobânzii direct băncii, deci antreprenorul nu trebuie să plătească suplimentar mai mult decât 7% sau 3% în dependență de valută, iar diferența o compensăm noi băncilor o dată în lună. Care este secretul din spatele acestui proiect? Nu e un secret, este realitatea pe care o cunoaștem toată lumea, odată cu pandemia plus efectele războiului din Ucraina, invazia Ucrainei. Rata inflației în Republica Moldova a crescut semnificativ, a fost una exorbitant de mare pentru finanțarea investițiilor și antreprenorii pur și simplu nu puteau să acceseze astfel de credite și guvernul a venit cu un instrument de stimulare și de stabilizare a costurilor reale plătite de către antreprenori pentru finanțarea investițiilor. Aceasta este unica argumentare și chestia asta a ajutat ca să, în doar un an de zile, să stimulăm investiții de peste 2 miliarde de lei. Și am compensat cu asta dobânda aferentă la credite de peste 1,4 miliarde de lei. De ce rata la dobândă este doar 7% comparativ cu rata celorlalte credite acordate de bănci? Rata creditelor acordate de bănci este aceea de piață. Deci băncile acordă la rată de piață, iar guvernul vrea să ofere stabilitate antreprenorilor și de asta compensează diferența de rata dobânzii. Deci noi nu acordăm credite, noi doar compensăm diferența și o compensăm direct către bănci. De asta noi am considerat că 7% este, sau guvernul a considerat că 7% este un cost de finanțare corect pentru riscurile pe care le întâmpină finanțatorii pe piața noastră, iar diferența care era argumentată de către inflația galopantă a trebuit să fie cumva compensată. Asta este și argumentul. Recent ODA a anunțat despre activarea apelului de aplicare la granturi în cadrul programului de retehnologizare. Da. Care sunt criteriile de eligibilitate pentru a participa la acest program? Sunt eligibile toate companiile înregistrate de mai bine de 2 ani pe teritoriul Republicii Moldova și care pot demonstra prin raportul situațiilor financiare depus la Serviciul de Statistică a Republicii, Biroul Național de Statistică, și care doresc să înnoiască tehnologiile pe care le utilizează sau echipamentele pe care le utilizează în procesul de producere. Să presupunem că noi vrem să producem mobilă și procesul nostru de producere presupune un echipament care este învechit, are 20-30 de ani, el este încă funcțional sau poate nu mai este funcțional, dar din punct de vedere al competitivității nu mai este relevant, pentru că consumă prea multă energie, pentru că productivitatea este mai mică, pentru că tehnologia a avansat atât de mult că am nevoie și de alte funcții ale acestui echipament. Ori
Producătorii de mobilă din Republica Moldova nu sunt focusați doar pe piața din Republica Moldova, dar vor să iasă și la export și mulți o fac. Întâmpină concurență și pe piața internă de la producători din extern și ei trebuie să devină cumva competitivi cu concurența asta, astfel încât ei sunt nevoiți să investească sau să retehnologizeze procesele și pentru ca efortul financiar să fie sustenabil și să poată fi asumat de către antreprenor, guvernul a venit cu acest instrument ca să le compenseze o parte din investițiile pe care le fac ei în acest scop. Și o a doua componentă a acestui program este finanțarea nerambursabilă a investițiilor în eficiență energetică. Plafoane de finanțare aici avem două, unul de 2 milioane de lei pentru retehnologizarea proceselor și altul de 1 milion și 1,5 milioane pentru eficiență energetică. Cum a fost primit programul până acum de către antreprenori și companii? Programul a fost primit foarte bine. Resursele disponibile, care au fost foarte mari, cele mai mari resurse acordate de către guvern și de către parteneri de dezvoltare cu Uniunea Europeană în cazul acesta, au fost alocate anume pentru acest program, însă ele au fost epuizate foarte rapid datorită cererii mari din partea mediului antreprenorial. Și vedem, noi am lansat programul, după cum ați menționat și dumneavoastră săptămâna trecută, acum avem cereri, vedem deja înregistrări de cereri foarte mari pentru a aplica la acest program și pe a beneficia de suport. Noi recent am înaintat către Ministerul Finanțelor o solicitare de alocare de resurse suplimentare decât cele bugetate inițial, pentru că vedem că cererea este mare. Dacă aveți câteva exemple de succes. Da, avem multe exemple de succes. Sunt companii, după cum am spus, și producerea mobilă și producerea energiei regenerabile și companii active în domeniul cultivării și exportului de fructe. Toate aceste companii de obicei aplică pentru procese tehnologice care măresc valoarea produselor lor, integrează lanțul valoric, în sensul că nu este nevoit să vândă doar materii prime sau componente, dar poate concepe un produs competitiv și îl poate exporta sau îl poate vinde competitiv și pe piața locală. Și toate aceste, nu știu dacă este corect să menționez un singur caz, dar toate aceste domenii sunt activ cele care apelează la suportul ăsta pentru subvenționare, să spunem așa, pentru grant. Ce dificultăți ați întâmpinat până acum la implementarea programelor de suport pentru mediul de afaceri acordat de ODA și cum le-ați depășit? Au fost mai multe, am fi ipocrizia când spune că nu sunt dificultăți. Sunt mai multe dificultăți. Multe din aceste dificultăți sunt faptul că guvernul, pe bună dreptate, își dorește să accelereze implementarea și alocă foarte multe resurse și dezvoltă programe noi. ODA trebuie să se dezvolte instituțional și atunci uneori întâmpinăm sincope în procesul ăsta, însă reușim să le depășim prin instruire și prin alocarea de resurse suplimentare, mă referă la resurse umane, instruirea acestora, automatizarea proceselor interne în cadrul ODA, este un proces continuu pe care îl implementăm acum. Noi am reușit să facem unii din primii fereastră cu care interacționează antreprenorii să fie digital, să nu fie nevoit să aplice cu un pachet de acte, hârtii imprimate la ODA, dar o poate face digital. Suntem acum în proces de implementare a transformării digitale în cadrul instituției. Procesul ăsta a inițiat cu 2 ani în urmă, însă este încă în continuare, pentru că procesele sunt foarte multe, foarte multe programe se implementează și avem aici și suportul partenerilor de dezvoltare. Alte impedimente, noi, datorită sistemului de guvernanță, trebuie să trecem o anumite etape de filtrarea sau analiza dosarelor și aceste etape, datorită organizării, erau, sau datorită necesității de a asigura guvernanță corectă, trăgănau sau întârziau cumva emiterea deciziei către antreprenori. Încercăm să facem asta cât mai rapid posibil și transformăm astfel încât antreprenorul să nu depășească 30 de zile de la momentul depunerii până la momentul emiterii decizii de către instituție. Instituția, la rândul nostru, suntem nevoiți, trebuie să
analizăm corect toate aplicațiile, astfel încât să nu favorizăm sau defavorizăm anumiți agenți economici doar din prisma faptului că ne dorim să fie foarte rapid. Analiza trebuie să fie corectă, analiza trebuie să fie în concordanță cu obiectivele programelor respective și în concordanță cu impactul asupra economiei naționale pe care îl pot genera intervențiile noastre acolo. Atunci când resursele sunt mai puține decât necesarul rezultat din cerere, noi trebuie să asigurăm o distribuție corectă, echidistantă către toți antreprenorii care merită. Și astea sunt impedimentele pe care le întâmplăm și încercăm să le depășim. Ceva timp în urmă, guvernul a anunțat despre lansarea programului Prima Casă Plus. Care este diferența dintre Prima Casă și Prima Casă Plus? Este vorba despre valoare maximă a bunului care poate fi finanțat, acum este de 2,5 milioane de lei, până acum era mai mică. Poate fi acordat și o garanție pentru beneficiare, pentru persoanele fizice care doresc să se procure prin acest program și ne dorim să stimulăm atât în regiuni cât și în orașe procurarea și stabilirea tinerilor în aceste regiuni cu costuri previzibile, corecte, fără ca să fie nevoit să achite majoritatea veniturilor pentru procurare de bunuri. Dar se poate aloca aceste resurse pe o perioadă de 15-20 de ani înainte. Cât de binevenite sunt aceste proiecte, mai ales pentru tineri? Noi considerăm că sunt foarte binevenite din experiența pe care o avem. Ele sunt, în primul rând, sunt targetate mai mult pentru tineri prin faptul cum sunt formulate și atunci când tinerii nu își pot achiziționa o locuință, ei sunt mai mult stimulați să plece din țară prin acest instrument. Noi vrem sau guvernul dorește să-i motiveze să rămână în țară și să investească aici. Și atunci când o familie se poate stabili și are un cămin unde poate să vină acasă și știe sigur că poate să-l financeze, desigur că sunt foarte bineveniți. Noi avem colegi în cadrul ODA care beneficiază de asta, pentru că și ei sunt oameni care sunt plătitori de taxe aici, ei pot să, și ei beneficiază de același tratament ca și toată lumea. În ce măsură credeți că suportul ODA influențează peisajul antreprenorial? Eu ar fi potrivit să întrebați asta pe cei din afara ODA. Tendința noastră subiectivă este să credem că influențăm semnificativ. Vedem asta din feedback-ul pe care îl primim de la antreprenori. Și feedback-ul ăsta este și din natură pozitivă și din natură de îmbunătățire. Atunci când este feedback și de asta și de asta, ne dăm seama că ei văd relevant suportul nostru și văd că ar putea fi mai bun și ne bucurăm să vedem asta. Noi credem că este foarte relevant. Cum vedeți mediul de afacere în următorii 5-10 ani? Eu îl văd mai integrat în economia internațională. Eu îl văd mai relevant pentru a putea comercializa produsele sau serviciile pe piața internațională, nu doar pentru piața locală. Eu consider că suntem într-o etapă de transformare datorită faptului că vine o nouă generație de antreprenori care este educată atât în țară cât și peste hotare, care este expusă normelor internațional mai mult decât erau expuși părinții noștri, cu tot respectul, atunci nu era posibilitatea de a călători atât de mult cât este astăzi. Accesul la informații și la tehnologie este mult mai facil astăzi și eu consider că noi o să avem un decalaj foarte mic, dacă o să avem decalaj sau poate nu o să avem decalaj cu concurenții noștri din alte țări mai dezvoltate, să le spunem vestice. Unele industrii o să fie mai avansate decât cele din vest. Noi vedem domeniul IT astăzi se dezvoltă cu o accelerare foarte mare. Noi știm că vinurile din Republica Moldova sunt apreciate foarte mult de către piețe tradiționale, dar mai nou către piețe mai puțin tradiționale, care deja devin tradiționale, se transformă în tradiționale, piețele cu capacitate mai mare de plată și de absorpție. Mă refer aici la Europa, mă refer la Asia, mă refer la țările din America. Eu cred că noi o să fim mai integrați în general și unele din industriile noastre o să fie pioniere sau o să fie mai, mai,
mai avansate decât în țările dezvoltate. La fel aș vrea să vă întreb, Republica Moldova în următorii 50 ani, ce potențial economic ar prezenta pentru companiile internaționale? Eu cred că companiile internaționale, în primul rând, înțeleg faptul că aici, în Republica Moldova, posibilitățile de rentabilitate sunt mai mari decât în alte țări. Datorită faptului că noi suntem integrați, suntem tot mai mult integrați în economia internațională, producerea în Republica Moldova cu capacitățile sau cu resursa umană de aici, care este la fel de bună și uneori mai bună decât în alte țări, și cu costurile relativ mai mici, o să stimuleze investitorii și companiile internaționale să vină în Republica Moldova, și sunt eforturi considerabile efectuate de către colegii noștri de la Agenția de Investiții, spre exemplu, astfel încât cei care dispun de resurse și au nevoie de o platformă unde se pot crea, unde se poate crea, o să aleagă Republica Moldova în defavoarea altor țări adiacente sau altor țări de unde ar putea să investească. Guvernul astăzi le-a creat facilități atât prin parcuri economice, zone economice libere, parcuri industriale. Recent s-a schimbat legea cu privire la parcurile industriale. Noi gestionăm un instrument de suport a dezvoltării platformelor industriale multifuncționale. Sunt o serie de instrumente care o să stimuleze agenții economici internaționali să vină în Republica Moldova. Noi înțelegem că în viitor foarte multe companii își vor orienta atenția către reconstrucția Ucrainei și Republica Moldova este vecină Ucrainei și atunci noi am putea să devenim o punct de legătură și o platformă de stabilire a unităților de producere pentru acest scop și credem că Republica Moldova poate fi un centru de făcut bani, să spunem popular. Am înțeles. Ce sfat aveți pentru antreprenorii din nordul țării care sunt interesați să aplice la programele implementate de către ODA? În primul rând, să fii curajoși, să fii perseverenți, pentru că nu întotdeauna reușesc, dar avem multe cazuri când antreprenorii sunt refuzați pe motive obiective în prima fază, după care ei își revăd planurile și strategiile, înțeleg care sunt greșelile și aplică a doua, a treia oară și sunt finanțați. Perseverența este un lucru bun în genere în afaceri, pentru că afacerile înseamnă eșecuri, nu înseamnă întotdeauna succes și dacă nu ești perseverent, atunci nu reușești să aduci succes sustenabil. Să nu gândească mic, să gândească mare, să nu se aventureze în costuri, dar să facă produse, în limba engleză spunem minimum viable product, produse care pot să le testeze pe piață și după care validează succesul, să investească în îmbunătățirea acestor produse. Eu cred că atenția față de clienți și calitatea sunt lucruri primordiale. Astăzi nu putem vorbi de competitivitate sau de sustenabilitate a unei întreprinderi dacă nu oferim calitate. Calitatea este un lucru indispensabil. Cândva era un element de competitivitate, acum este indispensabil. Fără asta nu mai putem fi sustenabili. Și care vor să aplice la ODA sunt bineveniți să studieze ce informații am plasat pe site-ul nostru oda.md. Este o multitudine de informații acolo și este despre toate cele ce pot să intereseze. Dar avem și un centru de informare și consultare care lucrează pentru acest scop. Ei, dacă doresc să clarifice anumite întrebări sau nu au claritate despre anumite aspecte tehnice, cu siguranță pot apela. Toate apelurile sunt înregistrate acolo și colegii noștri o să ofere tot suportul necesar, în afară de elaborarea propriu-zis a pachetului de documente. Este în contradicție cu principiul nostru de atunci când noi analizăm, nu putem să fim tot noi cei care elaborăm documentele. Dar putem să le acordăm suport, să le clarificăm ce și cum putem să facem. Pot să facă ei. Eu îi încurajez întotdeauna pe antreprenori să se asocieze, pentru că notificările sau eventuale propuneri din partea antreprenorilor sunt întotdeauna mai bine văzute atunci când vin din partea mediului asociativ sau a
unei asociații care îi reprezinte. Pentru că se prezumă că atunci când vine din partea unei asociații, vine din partea mediului în general și nu din partea unui antreprenor. Sunt foarte multe, sau pot fi foarte multe solicitări din partea antreprenorilor, nu le putem deservi pe toate și nu putem să creăm programe sau intervenții pentru fiecare din necesitățile domniilor lor și de asta îi rugăm să lucreze cu mediul asociativ. Ce planuri de dezvoltare aveți în continuare pentru ODA? Am spus mai devreme că dorim, în primul rând, să debirocratizăm procesele interne. Avem câteva discuții la nivel de minister să dezvoltăm fondul FACEM astfel încât să facilităm accesul la bani lungi, la bani care sunt necesari pentru proiectele investiționale cu termen mai lung, care nu pot fi recuperate în 2-3 ani. Ne dorim să deschidem mai multe centre regionale și să acoperim fizic mai multe regiuni ale țării, astfel încât noi înțelegem că antreprenorii au nevoie de contact fizic și de comunicare directă cu entitățile de suport și cum suntem noi și înțelegem că mesajul poate fi transmis mai bine atunci când ești în contact direct cu ei permanent. Asta este una din intenții. Dorim să stimulăm sau să elaborăm produse care să stimuleze dezvoltarea industriei de consultanță în țară. Noi înțelegem că consultanța calitativă este un stimulent sănătos pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei Republicii Moldova. Ca efect subsidiar la asta o să rezulte în o calitate îmbunătățită a dosarelor depuse la ODA și un grad mai mic de refuz datorită calității acestor dosare. Ne dorim ca să dezvoltăm piața, sau ministerul are unul din obiectivele din strategia de dezvoltare economică a țării este dezvoltarea serviciilor care au plus valoare și necesită capital pentru investiții mult mai mic. Credem că din investiții putem să dezvoltăm mai multă valoare, să generăm mai multă valoare din servicii și cred că noi o să depunem mult efort pentru dezvoltarea unui ecosistem în care antreprenorii care au întrebări să se poată adresa la ODA, să le primească direct, să primească răspunsurile direct de la ODA sau să le primească de la consultanții care sunt în baza noastră de date. Noi vrem să dezvoltăm o bază de date cu consultanți, cu experți pe diferite tematici, general de management sau pe aspecte tehnice și să stimulăm și pe unii și pe alții astfel încât eu dacă vreau să investesc, sunt un antreprenor și vreau să investesc o sumă de bani pe care am câștigat-o, să spunem că lucrând într-o companie internațională sau într-o afacere mai mică și vreau să investesc într-o alt fel de afacere sau am împrumutat-o, îmi asum un risc și vrem ca să minimizăm acest risc și să asigurăm dezvoltarea economică sustenabilă. Dacă mulți oameni o să aibă eșec la faza inițială, desigur că apetitul investițional sau de dezvoltare afacerilor aici o să fie mai mic. Vrem să creștem acest apetit. Domnule Codreanu, eu vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și pentru invitație. Atât pentru această ediție, urmăriți și alte emisiuni Factor Decizional pe tvn.md și pe rețelele noastre de socializare. Pe curând!